And to remember that the millennial age is divided into two parts. Și este important să vă să ne aducem aminte că vârsta milenară e împărțită în două părți. So we trust to show those two parts. You're familiar with them. Și o să ne uităm la cele două părți cu care sunteți deja familiari. Our Lord gave us at least two parables about the millennial age. Și Domnul nostru Iisus ne-a dat cel puțin două pilde care se referă sau privesc vârsta milenară. With the two parts. Cu cele două părți. So I'll ask Brother Alex to read Matthew 25, verse 31. Și Alex o să citească acum un verset din Matei. Matei 25, 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Who is this son of man? Cine este acest fiu al omului? It's one of the titles that our Lord enjoyed using. Este unul dintre titlurile pe care Domnul nostru Iisus s-a bucurat să le folosească. Why? De ce? It was the Heavenly Father's plan for the Logos, who was created a spirit being, to come to to earth as a man. A fost planul Tatălui Ceresc pentru ca Logosul, fiul său, să vină pe pământ și să îndeplinească planul lui. Why was this necessary? De ce a fost acest lucru necesar? Adam had sinned. Adam a păcătuit. If the demands of justice were to be met, it would require a life for a life. Și justiția divină cerea viață pentru viață. Our Lord then became identified with the Adamic family through his mother Mary. Și apoi, mai apoi, Domnul nostru Iisus s-a identificat cu natura umană prin mama lui Maria. But let us remember that it was Mary who supplied the human body, but the life principle came from the Father. Ne aducem aminte că Maria a fost partea pământească, însă so this însă viața vine de la Dumnezeu. A venit de la Dumnezeu. This will always be the title of our Lord. Și acesta va fi pentru totdeauna un titlu al Domnului. One of his many titles. Unul dintre multele titluri ale Domnului. Now, we realize that our Lord, the Son of Man, has returned this time, the second time, as a divine spirit being. Și acum ne gândim la Domnul nostru Iisus, care s-a întors a doua oară ca ființă divină. At the first advent, he came to give himself a ransom for Adam and all of Adam's race. Și la prima venire, el a venit ca să se dea ca preț de răscumpărare pentru Adam și întreaga rasă. Now he has come to reign. Și acum el a venit ca să domnească. For how long? Pentru cât timp? 1,000 years. 1,000 de ani. Until all enemies have been put under his feet. Până când toți inamicii lui vor fi puși sub picioarele sale. Let's have a scriptural proof. 1 Corinthians 15, și să avem o dovadă, 24 through 28. Several scriptures there. 1 Corinthians 15, verses 24 through 28. 1 Corinteni 15, de la 24 până la 28. În urmă va veni sfârșitul, când el va da împărăția în mâinile Dumnezeului, Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere. Își trebuie ca el să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Adamic death will not be completely destroyed until the end of the 1,000 years. Moartea adamică nu o să fie distrusă decât la sfârșitul celor 1,000 de ani. Then the kingdom will be turned back to the Heavenly Father. Iar apoi împărăția va fi dată înapoi în mâinile Tatălui. Brethren, at number 10 on the chart is the time when there will be no more funerals. Și frații, la numărul 10 pe hartă, este timpul să mai fie înmormântări. Then gradually all the world of mankind
will have the opportunity of learning the truth. Și gradual, de acolo încolo, omenirea va avea timp ca să învețe adevărul treptat. They'll have the opportunity walking up the highway of holiness. Vor avea oportunitatea de a umbla pe calea sfințeniei. They will have the opportunity of repenting of sin. Vor avea oportunitatea de a se pocăi de păcatele lor. Learning the truth. Să învețe adevărul. They'll have to accept Jesus if they wish to pass over that highway. Și vor trebui ca să îl accepte pe Iisus ca mântuitor dacă vor să treacă pe calea aceea. No one will be restored to human perfection unless they have cleaned up from sin. Și nimeni nu va ajunge la perfecțiunea umană dacă nu se vor curăța de toate acele lucruri. Now let us remember the highway is for the purpose of them cleaning up from sin. Și să ne aducem aminte, calea aceasta a sfințeniei este pentru ca ei să, să se curețe de păcate. If they do so, they'll pass from plane R up to plane N. Și dacă vor face acest lucru, vor trece de la planul R la planul N. The chart shows that. Și lucrul acesta este arătat și pe hartă. The world lifted up to human life and perfection. Lumea să fie ridicată, lumea va fi ridicată la perfecțiune umană. But remember, the highway is the time of part two of the millennial age. Dar să ne aducem aminte că această cale a sfințeniei este în partea a doua a vârstei milenare. Brethren, we are glad that the time will come when there'll be no more funerals. Fraților, ne bucurăm, știm că va veni un timp când nu vor mai fi înmormântări. On Tuesday before I left on Thursday, I served at a funeral in Texas. Marți înainte ca să vin, am fost la o mormântare în Texas. It was my privilege to comfort the family. Și a fost privilegiul meu ca să alin familia. Now, this person who died was not consecrated. Această persoană care a murit nu a fost consacrată. But nevertheless, I was invited to serve at that funeral. Dar cu toate acestea, am fost invitat ca să servesc la acea înmormântare. So it was a great privilege to meet some of the family for the first time. Și am avut marele privilegiu să întâlnesc familia lui pentru prima dată. When I entered the funeral chapel, one of the sons greeted me that he had never met me, but he had seen the Divine Plan television program. Când am intrat în capelă, unul dintre băieții persoanei decedate a venit la mine și m-a salutat, cu toate că nu mă cunoștea sau nu ne-am mai întâlnit niciodată, însă a văzut emisiunile acelea pe care fratele George le are în America. It was encouraging that he came to me and gave me a hug. Cu planul divin. Și a fost încurajator că a venit și l-a strâns în brațe. He wasn't fearful of the virus. Și lui nu i-a fost frică de virusul ăsta. And then another son was the one responsible for me being invited to serve. Și celălalt fiu a fost responsabil pentru că m-a invitat acolo ca să servesc. Well, it emphasized to us the fact that the time will come in which there won't be any such occasions. Și am vrut să subliniez că va veni timpul când nu vom mai avea astfel de ocazii. Now, returning to our lesson in Matthew 25:31. Și acum să ne întoarcem înapoi la lecția noastră din Matei 25:31. You recall that at the first Advent, our Lord promised his disciples that if he went away, he would come again. Și vă aduceți aminte că la prima venire a Domnului, el a spus că se va duce, dar se va și întoarce. So our Lord has come to receive his bride. Și Domnul, the Lord? Our Lord has come to receive his bride. Și Domnul s-a întors ca să își ia mireasa. The dead in Christ were resurrected first, Paul tells us. Și morții în Hristos vor fi cei care vor învia primii, ne spune Apostolul Pavel. You recall the words of the Apostle Paul. Vă aduceți aminte de cuvintele Apostolului Pavel. In 1 Corinthians 15 and again in 1 Thessalonians 4:16 and 17. We'll have 1 Thessalonians 4:16 and 17 read. Vom avea două scripturi de citat. Prima va fi din Colose,
din 1 Tesaloniceni 4, 16, 17. Căci însuși Domnul, ca un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. But Paul reminds us in writing to the Corinthians that those of us who are faithful unto death will be changed in a moment, in the twinkling of an eye. Și apostolul Pavel ne spune prin Corinteni că cei care vor fi credincioși până la moarte vor fi schimbați într-o clipeală de ochi. The signs of the time indicate that the bride is almost completely tested. Și semnele timpului ne arată că biserica este aproape completă, aproape testată complet. You and I and all of the brethren are being severely tested by the adversary at the present time. Și voi și cu mine suntem aspru, voi fraților împreună cu mine suntem aspru încercați de marele adversar. This was prophesied at the time that Adam and Eve disobeyed. Și lucrul acesta a fost profețit când Adam și Eva au fost neascultători, când ei au neascultat pe Dumnezeu. Genesis 3:15. Geneza 3:15. Rășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Beginning with our Lord, the adversary has been permitted to test the consecrated. Beginning with the time of our Lord's first advent, the consecrated have been tested. Începând cu prima venire a Domnului nostru, adversarului s-a dat această ocazie să testeze pe cei credincioși. The Heavenly Father has permitted this testing. Și Tatăl Ceresc a permis aceste teste. You remember how that just after our Lord had spent 40 days and nights, he was hungry and so forth. Vă aduceți aminte de Domnul nostru când a postit cele 40 de zile și la sfârșitul acestor zile i-a fost foame. Our Lord was being proved perfect as a new creature. Însă Domnul nostru Ceresc a fost dovedit credincios ca noua creatură. And you perfect. And I are being tested by the same adversary. Și voi și cu mine suntem testați de același adversar. Why? De ce? Well, we have been given the begotten to this hope of the divine nature. Am primit această concepere la natură spirituală. We must be tested by the same adversary. Și trebuie să fim testați de același adversar. But at this particular time, dar în acest timp, mai cu seamă, as the adversary is gradually being bound, în timp ce adversarul se leagă, he is very desperate to try to stop the completion of this promise. El este foarte disperat de a încerca să oprească această alegere. Remember, the prophecy was that the adversary would have his head bruised. Vă aduceți aminte de acea profeție unde zice că adversarul va evil will be crushed out in during part two of the millennial age. Răul va fi nimicit în partea a doua a împărăției. Now, the adversary beginning at number 10 will be fully bound. Adversarul, începând cu numărul 10, va fi legat pe deplin. We might illustrate this with a policeman who has come to arrest a criminal. Și am putea să ilustrăm acest lucru prin faptul că un polițist a venit să aresteze un criminal. That criminal will struggle to keep from being arrested. Și acel criminal nu o să vrea să fie arestat, o să se lupte ca să nu fie arestat. So it is at the present time our Lord is gradually restraining the power of the adversary. Și la a doua prezența Domnului sau de la a doua prezența Domnului, această putere a Satanei începe să fie gradual restrânsă. You know, I know it was the adversary who didn't want me to come to Romania again. Și fraților, eu știu că
din cauza adversarului s-a întâmplat ca toate aceste lucruri, ca el dorea să ca eu să nu ajung aici. The Heavenly Father wanted me to come one more time. Însă Tatăl Ceresc a vrut, a fost de acord ca eu să mai vin încă o dată. This was the first attempt. The fourth time, and it finally worked. Aceasta a fost a patra oară când am încercat să vin la voi și în cele din urmă a funcționat. So I'm very thankful. Și sunt foarte mulțumitor pentru acest lucru. You see, we have to be tested under these adverse conditions. Vedeți, voi trebuie să fim testați sub aceste condiții adverse. Even as our Lord was tested by the same adversary. Chiar și Domnul nostru a fost testat de către același adversar. Remember, we're promised immortality if we're more than a conqueror. Și aduceți-vă aminte, nouă ne este promisă nemurirea dacă vom ajunge mai mult decât biruitori. Please read Romans 8, verse 37, more than conquerors. Și o să citim, citească Alex din Romani. Romani 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Now back to the parable of the sheep and the goats. Și acum să ne întoarcem la pilda cu oile și caprele. We trust that we have made this understandable, that part two of the millennial age is the time for the return of our Lord for his bride. Part two. This parable shows that part two of the millennial, part one of the millennial age is the time for the gathering together of the saints. Da, și această pildă ne arată că prima parte a împărăției celei de 1000 de ani este de a aduna pe sfinți. And then part two will begin of the separation of the sheep from the goats. Și în partea a doua se va întâmpla separarea de oi și capre, între oi și capre. That hasn't begun yet. Care încă nu a început. When will it begin? Și când va începe? Shown by number 10 on the chart. E arătată cu numărul 10 pe hartă. Part two of the millennial age. În partea a doua a vârstei milenare. And throughout, we call that the mediatorial reign. Și noi mai spunem aceasta faza mijlocitoare a împărăției. Why do we refer to it as the mediatorial reign? Și de ce e menționată ca și faza mijlocitoare? Who is the better mediator? Cine este mijlocitorul mai bun, mediatorul? Our Lord primarily is the head of this better mediator. Și Domnul nostru ceresc este capul acestei mijlociri mai bune. You and I have been invited to become a part of this better mediator. Voi și cu mine am fost chemați ca să fim parte din acest mijlocitor mai bun. Reason tells us that the mediatorial phase cannot begin until the mediator has been completely tested. Și această logică ne spune că nu poate să înceapă faza a doua până când can you go again? The mediatorial phase will not begin until the better mediator has been completely tested. Okay. Și faza mijlocitoare a împărăției nu poate să înceapă până când Domnul nostru Iisus împreună mediatorul cel bun nu este 100% complet. We think we're nearing the time when part 10 will begin. Și credem că suntem foarte aproape când această parte cu numărul 10 pe hartă va începe. However, there are still a lot of things that must take place. Cu toate acestea, sunt multe alte lucruri care trebuie să se întâmple. After all of the little flock is beyond the veil. După ce toată turma mică este dincolo de vol. Then all of the brethren will be together. Atunci toți frații vor fi împreună. It's called a marriage. Și acest lucru e arătat în Scriptură prin o nuntă. And then there will be a marriage supper. Și după aia va fi o cină a nunții, un ospăț al nunții. So who is invited to this marriage supper in addition to the bride? Și cine este invitat la acest ospăț al nunții pe lângă mireasă? They are virgins.
și ele și ei sunt fecioare. We'll not take time to read Psalm 45. N-o să luăm acum timp ca să citim Psalmul 45. They are referred to as the virgins, the companions of the bride. Unde acolo ne este arătat că acestea sunt fecioarele care acompaniază mireasa. They made a full acceptable consecration. Acestea au făcut o consacrare pe deplin. But along the way they became careless and indifferent. Dar cu trecerea timpului acestea au devenit nepăsătoare și indiferente. Some wanted to make a lot of money. Poate multe dintre ele au vrut să facă mulți bani. So they didn't have time to go to the meetings. Așa că poate n-au avut timp ca să meargă la adunări. They didn't have time to study. N-au avut timp ca să studieze. They were more interested in the cares of this present world. Și au fost mai interesate de lucrurile acestea pământești. However, they do not deny our Lord. Cu toate acestea, nu l-au negat pe Domnul nostru Isus. So after a reasonable amount of time, the Heavenly Father, who had invited them, places them in the great company class. Și după un timp rezonabil, după care Dumnezeu le-a chemat, acestea fecioare vor fi puse în cealaltă clasă. Now there's one thing more that will have to take place before the mediatorial reign begins. Și încă un lucru mai trebuie să se întâmple ca faza mijlocitoare a împărăției să înceapă. What is that? Și care este aceasta? Well, Paul tells us that know ye not that the saints shall judge angels? Și spune către sfinți apostolul Pavel, nu știți că voi veți judeca pe îngeri? The holy angels need not to be judged. Sfinții îngeri nu trebuie ca să fie judecați. It's the fallen angels who are to be judged in part one of this judgment day. Și trebuie ca îngerii cei căzuți care au căzut, aceia trebuie să fie judecați. They are given a measure of liberty for their judging. Și această judecată va fi în prima parte. Lor li s-a dat o libertate anume ca să poată să fie judecat. When did that judgment day begin? Și când începe această zi de judecată? At the time our Lord returns. Când Domnul nostru se întoarce. Read verse 6 of Jude verse 6. Iuda, versetul 6, cred că. O să-l citească Alex. Iuda 1:6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Why have they been given this measure of liberty? De ce le-a fost dată această măsură de libertate? Because of God's mercy. Bineînțeles, din mila lui Dumnezeu. He's permitting these fallen angels to manifest their present heart condition. Și aceasta le-a permis acestor îngeri să-și manifeste dorința inimilor. Some of these fallen angels have become demons. Și unii dintre acești îngeri căzuți au devenit demoni. They are responsible for much of the evil activities in the world today. Și ei sunt responsabili pentru o mare parte din activitățile rele care se întâmplă astăzi. Gradually they're being permitted to have more and more liberty. Și gradual îi se va permite să aibă mai multă și mai multă libertate. So who is judging them? Deci cine îi judecă? The saints. Sfinții. There are just a few of the saints on this side of the veil. Sunt doar puțini dintre sfinți pe partea aceasta de văl. But you and I know of all these evil activities. Însă voi și cu mine știți despre toate aceste activități rele. The saints beyond the veil. Însă sfinții care sunt dincolo de văl, are able to read the heart condition of these fallen angels. Ei pot să citească în inimile acestor îngeri căzuți. Know ye not that the saints shall judge angels? Nu știți că sfinții vor judeca pe îngeri? Those repentant fallen angels will be reconciled. Și acei îngeri care le-a părut rău și s-au căit vor fi repuși în funcțiile lor. Back in harmony with God's kingdom. Să fie în armonie cu împărăția lui Dumnezeu, vor fi puși în armonie. The fallen angels who have not repented will be destroyed. Și îngerii
cei răi care nu s-au pocăit de faptele lor vor fi distruși. So now let us review what is happening in part 1 in connection with the establishment of the kingdom. Și încă o dată să trecem peste lucrurile care trebuie să se întâmple în prima parte în legat de împărăție. As the parable shows, our Lord has returned as a king with all power in heaven and in earth. După cum ne arată pilda, Domnul nostru Iisus s-a întors cu cu putere. Our Lord has returned with all power in heaven and in earth. Domnul nostru s-a întors cu putere în cer și pe pământ. This power was given to our Lord at the time of his resurrection. Și această putere a fost dată Domnului nostru la timpul când el a înviat. What does it mean, power in heaven and power in earth? Și ce înseamnă putere în cer și pe pământ? The Heavenly Father has given our Lord the power to establish God's kingdom. Tatăl Ceresc i-a dat această putere Domnului ca să poată să stabilească împărăția Lui. With its two parts. Cu cele două părți. Heavenly cerească and earthly. Și pământească. And now in part one, the heavenly phase is gradually coming down from God out of heaven. Și în prima parte, împărăția lui Dumnezeu coboară gradual sau încet de la Tatăl Ceresc. Please read Revelation 21, verse 2. Și o să citim Apocalipsa 21 cu versetul 2. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Remember the parable in Matthew 25:31 shows the gathering together of the saints. Vă aduceți aminte de pilda din Matei 25:31 despre cum îi va strânge pe sfinți? Now while this is going on, the old order is being removed. Și în timp ce acest lucru merge mai departe, vechea ordine este înlăturată. There is a time of trouble such as was never experienced before. Și este este un timp de strâmtorare cum nu a fost nu a mai fost de când e pământul. We are sure that once the trouble is stopped, there'll never be any more like it. Și noi suntem încredințați că când acest necaz se va fi oprit, nu va mai fi alt necaz pe pământul acesta. Let us repeat then that when the heavenly phase has been fully set up. Și să repetăm încă o dată, când partea cerească va fi complet așezată sau completată. At number 10 on the chart. La numărul 10 pe hartă. Many things will take place. Multe lucruri se vor întâmpla atunci. Satan will be fully restrained. Satan va fi complet legat. Nothing will be allowed to hurt or destroy. Nimic nu va mai fi pe pământ ca să ne distrugă sau The highway of holiness will be open. Calea lată a sfințeniei se va deschide. The new covenant will be inaugurated. Well, first it'll be sealed with the precious blood of Jesus. Și noul legământ atunci va fi pecetluit cu sângele Domnului Isus. Oh, that would take a long time to go into this. It would take a long time to go into this subject. Ar lua mult timp ca să intrăm în acest subiect. But just suffice it to know that then the new covenant will be inaugurated with those in Israel with faith. Și doar vrem să spunem că acel nou legământ va fi inaugurat cu cei din Israel care vor avea credință. Again, we emphasize that's part two. Și din nou vrem să subliniem că aceasta e în partea a doua a vârstei milenare. The sheep, those with a sheep-like disposition will be gathered to the right. Și cei cu o stare de inimă de oaie vor fi puși la dreapta. The stubborn picture by goats will be to the left. Și cei imaginat ca și capre, ca și încăpățânați vor fi puși la stânga. After approximately 100 years, the goats will be destroyed. Și după aproximativ 100 de ani, caprele vor fi distruse. This will be going on throughout the mediatorial phase. Și aceasta va avea loc de-a lungul vârstei mijlocitoare. Who are the judges? Și cine sunt judecătorii? Acts 3:22-23 shows that it's the ones being developed during the gospel age. Și în fapte ne arată că cei care s-au dezvoltat pe parcursul vârstei
vârstei evanghelice. 22 and 23. Și o să citească Alex din Fapte 3. Fapte 3, 22 și 23. În adevăr, Moise a zis părinților noștri, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine, pe el să-l ascultați în tot ce vă va spune. Și oricine nu va asculta de prorocul acela va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului. So it's a better mediator who will destroy the goats. Așa, este mijlocitorul cel bun care, mai bun, care le va distruge pe aceste capre. But remember, there'll be no funerals for the goats. Dar să vă aduceți aminte că nu o să fie înmormântări pentru aceste capre. They will have demonstrated they're worthy of the second death. Ele își vor fi demonstrat că își merită soarta cumva în moartea a doua. So at the end of this 1,000-year reign of Christ, și la sfârșitul acestei domnii de 1,000 de ani a lui Hristos, as Paul has reminded us, the kingdom will be turned over to the Father. Cum apostolul Pavel ne menționează, această împărăție va fi dată înapoi în mâna Tatălui. No goats will be turned over to the Father. Și nicio capră nu o să fie dată înapoi în mâna Tatălui. We've just read how that the goats will be destroyed by the better mediator. Și tocmai am citit cum caprele o să fie distruse de mediatorul. Only sheep will be turned over to the Father. Și numai oi vor fi date în mâna Tatălui. However, the Heavenly Father then will be the great judge. Iar mai apoi, în final, Tatăl Ceresc va fi marele judecător. Remember, the Christ have finished their work. Și să ne aducem aminte că Hristosul și-a terminat lucrul. They have finished the work of reconciling all the willing and obedient of mankind and fallen angels back into harmony with God. Și ei au reconciliat împreună omenirea și îngerii căzuți. Reconciliation means to be brought back into harmony. Și această reconciliere înseamnă de a aduce împreună înapoi la armonie. Just as the Heavenly Father saw fit to permit Adam and Eve to be tested. Așa cum Tatăl Ceresc a permis ca Adam și Eva să fie testată. By the adversary. De către adversar. Eve was deceived. Eva a fost înșelată. Adam was not deceived. Adam nu a fost înșelat. Adam sinned willfully. Adam a păcătuit cu voia. Now in the little season, the sheep restored mankind will be tested. La sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, oile vor fi testate din nou, pentru o perioadă scurtă de timp. De către același adversar, care va fi lăsat liber pentru un timp scurt. Our translation is not the best in that case. Și traducerea noastră nu este cea mai bună în această situație. Where it uses the word deceive. It uses in the little season in the Revelation it uses the word deceive. Pentru acea perioadă de sfârșit de 1000 de ani acolo în Apocalipsa se folosește cuvântul vor fi duși vor fi înșelați. Dar nu e cea mai bună traducere. We have seen that Adam was not deceived, he sinned willfully. Dar am văzut că Adam nu a fost înșelat, a păcătuit cu voia. What is the proper translation there then in Revelation chapter 20? Și atunci care este traducerea potrivită acolo în Apocalips 20? The meaning of the Greek word is that they'll be led astray if they follow the adversary. Însemnătatea cuvântului în greacă este că ei vor fi duși în rătăcire dacă vor asculta de adversar. The adversary will come to them and I've got a better plan. Și adversarul va merge la ei și le va șopti la ureche că am eu un plan mai bun. There will be some who will listen. Și vor fi dintre ei care vor asculta. And then what will happen to them and the adversary? Și atunci ce se va întâmpla cu ei și cu adversarul? They'll go out of existence. Vor ieși din existență. The second death. Let's read the scripture in Hebrews 2:14. Și să citim din Evrei 2:14 această scriptură. Încă o dată. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii,
Tot așa și el însuși a fost deopotrivă purtat la el, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. So the adversary will be destroyed in the second death at the end of the low season. Așa că adversarul o să fie distrus în moartea a doua la sfârșitul acestui timp scurt de încercare. There's a lot more about this parable of the sheep and the goats. Mai sunt multe lucruri despre această pildă cu oile și caprele. But now let us turn to another millennial age parable. Dar să ne întoarcem acum la altă pildă a vârstei milenare. It's remarkable that 1000 years is recorded in one verse. Și e remarcabil cum acești 1000 de ani sunt menționați într-un verset. Mark chapter 3 verse 27. Marcu capitolul 3 versetul 27. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Now, remember, a parable is a word picture. Și aduceți-vă aminte că o pildă este doar o imagine. For instance, the parable we've just considered, it was not literal sheep and literal goats and literal fire. Și pilda pe care tocmai am considerat-o mai devreme nu este literar vorba despre oi, capre și un foc literar. So in this parable of Mark 3:27, it's talking about two men. Și în această pildă din Marcu ni se vorbește despre doi bărbați, doi oameni. One is a strong man. Unul este un om puternic. That represents the adversary. Și acesta este reprezentat ca fiind adversarul. The adversary at the time of the flood usurps the position of being God of the present evil world. Acest adversar care la potop a uzurpat puterea, a uzurpat domnia lui Dumnezeu. Why has God permitted evil? Și de ce a permis Dumnezeu răul? You have read the answer in volume 1 on the permission of evil. Și v-ați citit răspunsul la această întrebare în volumul 1 unde se vorbește despre permisiunea răului. Remember, the Heavenly Father is wanting those who will have the proper heart condition to be a part of His kingdom. Și vă aduceți aminte că Dumnezeu îi dorește pe aceia care au o inimă potrivită să fie parte din împărăția Lui. The ones who are spirit begotten in the gospel age and who overcome will be the spiritual part of the kingdom. Și cei care sunt concepuți de spirit și își termină cursul credincioși vor face parte din împărăția cerească. But most of mankind will be in the earthly phase of the kingdom. Dar cea mai mare parte a omenirii va face parte din împărăția de pe pământ. Now the other man of this parable is referring to our Lord. Și despre celălalt om care ni se vorbește în pildă se referă la Domnul Isus. He has entered the usurp dominion of the adversary. Și el a intrat în casa uzurpatorului. You know, the adversary was somewhat asleep at that time. Și aici ne spune cumva că adversarul era cumva ațipit sau nu era foarte treaz în timpul acela. You remember the date of our Lord's second presence was kept a secret. Și vă aduceți aminte că prezența Domnului a doua oară a fost ținută un secret. Now, certainly our Lord knew at some advanced date before 1874. Și desigur Domnul nostru a știut cu ceva timp înainte de 1874 când va fi acest lucru. However, no one else knew. Însă nimeni altcineva nu știa. Satan had things pretty much under his control. Satan credea că are totul sub control. And so then our Lord pictured as a man entered into this strong man's usurped dominion. Și apoi ne arată cum Domnul nostru Isus intră în casa uzurpatorului. We could use the illustration of this cord, you know, gradually it's pictured as a great chain. Și vă puteți gândi la acest cablu ca și un lanț mare. And gradually the strong man began to be bound. Și gradual acest om puternic începe să fie legat. He's resisting. Însă el se zbate. He's no longer asleep. Nu mai este ațipit.
He's endeavoring to stop the completion of this promised seed. Și el dorește și se zbate ca să oprească această completare a seminței. But the Heavenly Father has a better plan. Însă Tatăl Ceresc are un plan mai bun. And so that plan is for the adversary to be fully bound. Și acest plan este al Tatălui Ceresc, este ca Satan să fie legat pe deplin. When? Când? At the time this great time of trouble is stopped. La timpul când marele necaz va fi oprit. Who will stop the trouble? Și cine va opri acest necaz? What do the scriptures say? Ce ne spune Scriptura? Well, let's go to the Old Testament, Zechariah 14, the first few verses. Read 2 and 3. Zechariah 14, 2 and 3. Să mergem în Zaharia 14, versetul 2 și 3. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile bagiocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. So it's Jehovah who will fight for Israel. Deci este Jehova cel care se va lupta pentru Israel. But as always, the Father uses his son. Dar ca întotdeauna Dumnezeu îl folosește pe Fiul lui. How do we know? Cum știm acest lucru? Read 1 Corinthians 8:6, if my memory serves me right. Să citim 1 Corinteni, versetul 6. 8:6. Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu, Tatăl, de la care vin toate lucrurile și pentru care trăim și noi, și un singur Domn, Iisus Hristos, prin care sunt toate lucrurile și prin El și noi. All things are of the Father, but by the Son. Toate lucrurile sunt ale Tatălui, dar prin Fiul. So now let's go to Matthew 24:21-22. Să mergem acum la Matei 24, 21 și 22. Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa. Dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. So when properly translated, this means that by the elect Christ had invited, the trouble will be stopped. Și când ne folosim de o traducere bună, acest lucru ne spune când când corpul întreg, cap și corp, ei vor opri această. Won't that be wonderful? Acest lucru rău, necaz mare. Nu va fi acest lucru minunat? But this trouble now is being permitted to draw some back into harmony with our Lord. Și acest mare necaz este permis ca să îi atragă pe unii înapoi înapoi în armonie cu Dumnezeu. There are a lot of evil men and women today in the world. Sunt foarte mulți oameni și femei rele în ziua de astăzi. But also on this trip here, I realize how many good people there are. Însă în călătoria mea până aici am realizat ce mulți oameni buni de asemenea există. I had so many assisting me with the problems of travel. Și am avut așa mulți oameni care m-au ajutat cu problema călătoriei. So we believe that many, when the earthly phase of the kingdom begins, will walk up that highway of holiness very fast. Și mă face să cred acest lucru că mulți, când calea cea lată a Sfințeniei se va deschide, mulți vor apuca repede pe ea. But now back to Mark 3:27. Dar să ne întoarcem înapoi în Marcu 3:27. We note that the time will come in which Satan will be fully bound at part 2 of the millennial age. Și am notat că va veni timpul când Satan va fi complet legat în timpul al doilea, al vârstei milenare. You know, Satan will be under the feet. Satan va fi sub picior. He won't be permitted to hurt or destroy. El nu îi se va permite să rănească sau să distrugă. And so at the end of the millennial age, și așa că la sfârșitul vârstei milenare, he's going to be given freedom for a little season. Îi se va da un timp
scurt de libertate. But meanwhile, let's note that during part two is the time for Adamic death to be destroyed. Și de asemenea să ne aducem aminte că în partea a doua a împărăției, moartea adamică va fi distrusă. That's the work of part two. Și aceasta este lucrarea a părții a doua. Adamic death will be gradually destroyed. Moartea adamică va fi gradual distrusă. But not all at one time. Dar nu toată dintr-o dată. It's going to take time. Va lua un timp acest lucru. You know, we don't know how many will be alive at the time that the trouble is stopped. Nu știm câți oameni vor fi în viață la timpul când marele necaz va fi oprit. I think there will be billions of people alive at that time. Însă eu cred că vor fi miliarde de oameni încă în viață la acel timp. You know, I mentioned this experience of the trip, there are many good people. Și vă aduceți aminte cum am menționat despre călătoria mea, eu cred că sunt mulți oameni și mulți oameni buni pe pământ. Some of these people were just really endeavoring to assist me in the difficulties of the trip. Și acești oameni, de exemplu, au fost foarte bucuroși să mă ajute în problemele mele. So those alive will be the first to be blessed by the kingdom blessings of the earthly phase. Și cei care vor fi în viață atunci, ei vor fi primii care vor avea parte de binecuvântările împărăției pe pământ. And as they respond, they'll say, "Oh, this is wonderful." Și cu timpul aceștia vor putea să zică că acest lucru este minunat. I wish my mother and father who are dead could enjoy these blessings. Și vor zice, mi-ar fi plăcut sau mi-ar plăcea ca și părinții mei care sunt morți să se poată bucura de aceste binecuvântări. As they prepare their hearts. De vreme ce ei își pregătesc inimile. And possibly material preparations. Și probabil anumite pregătiri materiale. They'll probably want their loved ones to come back and so Jesus will awaken them. Ei vor dori ca iubiții lor care au murit să învieze din nou și atunci Isus îi va învia. We'd like to explain the difference. You know the answer, but we'll just review the difference between awakening and resurrection. Și vrem să facem diferența dintre o trezire și o înviere. Voi știți diferența asta, dar o să o menționăm încă o dată. Only three classes experience an instantaneous resurrection. Doar trei clase vor experiența o înviere instantanee. The little flock, the great company, and the prophets or ancient worthies. Turma mică, turma mare și profeții din vechime. But the dead world of mankind, those actually dead will be awakened. Însă cei din omenirea moartă, aceștia vor fi treziți gradual. Who has the keys to this prison? Și cine are cheile acestei aceste închisori. Domnul nostru are aceste chei. Well, how do we know? Și cum știm acest lucru? Let's read Revelation 1:18. Citim Apocalipsa 1:18. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. When was our Lord given these keys? Când i s-au dat Domnului aceste chei? When did he receive all power in heaven and in earth? Când a primit această putere în cer și pe pământ? At the time he was resurrected from the dead. La timpul când a fost înviat dintre cei morți. However, it was not time then to use those keys. Însă atunci nu a fost timpul ca să folosească aceste chei. When will our Lord use the keys of death and hell? Și când va folosi Domnul nostru cheile morții și ale locuinței morților? In the mediatorial phase of the kingdom. În faza mijlocitoare a împărăției. When will he use the key of death? Când va folosi cheile morții? Just as soon as the trouble is stopped and the new covenant inaugurated. Imediat ce ce necazul va fi oprit și va fi inaugurat noul legământ. So mankind, those we call alive, but actually dead from God's standpoint, will be released. Noi
cei morți care de cu totul că sunt vii, sunt morți în ochii lui Dumnezeu, acei oameni vor fi eliberați atunci. Then it is that our Lord in the course of time will use the key of Hades, Sheol, translated hell here. Și mai încolo, Domnul nostru va folosi a doua cheie, cheia locuinței morților, cum remember John 5:28-29. Și vă aduceți aminte de Ioan 5:29? Marvel not at this, for the hour is coming in the which all in the grave shall hear the voice of Jesus and come forth. Ioan 5:28. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui. 29. Și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Now we've already seen that by the close of the millennial age, Adamic death will have been destroyed. Și tocmai ce am observat că la sfârșitul vârstei milenare, moartea adamică va fi fost distrusă. So remember that it's part two when the goods of the adversary are spoiled. Și să vă aduceți aminte că în partea a doua, the goods are spoiled. Done away with. Lucrurile celui rău vor fi luate, distruse. But remember, that's future. Dar vă aduceți aminte, cum am spus, aceasta o să fie în viitor. We're praying for that time. Și noi ne rugăm pentru acel timp. Remember Jesus in the sample prayer said, pray thy kingdom come. Și vă aduceți aminte că Domnul Iisus ne spune în rugăciunea lui să ne rugăm pentru împărăția lui Dumnezeu. You know, that was just an outline of things we're to pray for. Și vă aduceți, în acea rugăciune a fost doar așa în mare lucrurile pentru care trebuie să ne rugăm. Now I know some brethren just will pray this word for word. Și știu că unii frați vor spune această rugăciune cuvânt cu cuvânt. But I prefer to realize what our Lord is telling us to pray for. Însă eu prefer să mă gândesc la ce ne spune Domnul nostru Iisus, pentru ce să ne rugăm. Put it in our own words. Și să punem în cuvintele noastre aceste lucruri. But first of all, pray for the kingdom. Dar în primul rând, rugați-vă pentru împărăție. And now we can pray for the incoming kingdom. Și acum ne putem ruga pentru împărăția care este deja în curs. While the heavenly phase is coming down from God out of heaven, the old order is being removed. Odată acum ce împărăția coboară de la Dumnezeu din ceruri și vechea ordine începe să fie distrusă. We emphasize once again it's between 7 and 10. Și încă o dată vrem să subliniem că suntem între 7 și 10 aici pe hartă. And then the earthly phase will begin its operation. And the earthly? The earthly phase of the kingdom will begin its operation at number 10. Și partea pământească, faza pământească a împărăției va începe de la punctul 10. So please read Revelation 21, 2 and 3. Și o să citim Apocalipsa 21, versetul 2 la 3. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. So remember that verse 2 shows the heavenly phase of the kingdom being set up while the old order is being removed. Și vă aduceți aminte cum versetul 2 ne spune că vine împărăția de sus și vechea domnie va fi distrusă. Then the earthly phase is pictured as the tabernacle. Și faza pământească este arătată ca fiind tabernacolul. Oh, not that tabernacle. Nu acel tabernacol. That was in the Jewish age. Acesta a fost în veacul iudeu. But a tabernacle pictures a temporary condition. Însă tabernacolul ne arată sau ne spune despre o perioadă temporară. So the mediatorial phase will be temporary. Așa că faza mijlocitoare va fi o fază temporară. When the mediator has done the accomplished work, the mediator will step aside. Când mijlocitorul cel bun va fi făcut, își va fi terminat treaba, el se va da la o parte.
There'll be no need for a mediator. Nu va mai fi nevoie de un mijlocitor după aceea. And then we'll be fulfilled. Așa, atunci se va împlini. That all tears have been wiped away. Că toate lacrimile vor fi șterse. You see, during this earthly phase of the kingdom, vedeți voi în această fază pământească a împărăției. So I will close with the Revelation 21 verse 4. Și o să închei cu Apocalipsa 21 cu 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Again, I thank the Heavenly Father for this privilege of being here. Din nou, mulțumesc Tatălui Ceresc pentru acest privilegiu de a fi împreună cu voi astăzi aici. We have come to receive a blessing. Și am primit o binecuvântare împreună. I trust as we meet with the brethren here in Romania during the following days that we will not only receive a blessing but be a blessing. Și cred cu tărie că pe parcursul zilelor în care ne vom întâlni cu frații aici în România, nu voi primi numai eu o binecuvântare, ci și ei. Don't forget to pray for the harvest and kingdom work. Nu înceta să vă rugați pentru lucrarea secerișului din and, împărăție. And for the incoming kingdom. Și pentru împărăția care vine. Praise the Heavenly Father. Slăvit să fie Tatăl Ceresc. That our Lord, that He permitted our Lord to give us these two parables. Că a permis ca Domnul nostru Ceresc să ne dea aceste două pilde. Explaining the work of the millennial age. Explicându-ne munca din veacul milenar. Amen. Amin.